domnilor. Am organizat această conferință de presă pentru a prezenta opiniei publice câteva lămuriri cu privire la recentele măsuri adoptate de Organizația Municipală Râmnicu Sărat a Partidului Social Democrat. Aceste măsuri au fost adoptate după analiza activității organizației desfășurate pe parcursul campaniei electorale recent încheiate. Încep prin a le mulțumi râmnicenilor care au participat în data de 26 mai la alegeri și ne-au acordat votul lor de încredere. Ceea ce a făcut ca Partidul Social Democrat să se situeze la Râmnicu Sărat pe primul loc, cu 33%. Acest procent obținut, cu mult peste media obținută de Partidul Social Democrat în mediul urban și cu mult peste media obținută la nivelul țării, ne obligă să ne motivează ca la nivel local să continuăm munca începută. Am înțeles mesajul transmis partidului nostru la aceste alegeri și suntem pregătiți ca și la nivel local să ținem cont de acest mesaj. Revenind la motivul acestei conferințe de presă, se impun înainte de toate a fi făcute două precizări. În primul rând, trebuie înțeles faptul că în viața unui partid, la orice nivel, apar momente în care trebuie operate schimbări care implică oameni și funcții, obiectivul fiind acela ca activitatea să fie îmbunătățită continuu. Așadar, este dreptul fiecărei organizații de partid de a putea face schimbările pe care le consideră necesare pentru atingerea obiectivelor. În al doilea rând, uzând de statut și de regulile democratice, orice organizație de partid are dreptul de a sancționa, uneori chiar cu excluderea, pe aceia care nu reprezintă cu onestitate bună și bună credință echipa din care fac parte. Este de înțeles astfel că nu pot fi tolerate acțiuni și atitudini ale unor membri îndreptate împotriva echipei din care fac parte și că în aceste condiții persoanele în cauză se situează în afara partidului. Ori în această perioadă, organizația noastră s-a confruntat cu astfel de cazuri și exemplele pe care vi le vom prezenta sunt elocvente. Îl invit pe domnul Florian Nicolae, secretarul executiv al Organizației Municipale Râmnicu Sărat, să vă prezint cazurile pe care le-am sancționat. Da, bună ziua, spun și eu. Așa cum, după cum cunoașteți, săptămâna trecută a avut loc o ședință ordinară a biroului politic al organizației noastre, cu mai multe puncte pe ordine de zi, printre care analiza rezultatelor obținute la ultimele alegeri europarlamentare și câteva, și al doilea punct, măsuri organizatorice. Unde la acest punct am avut în vedere pe câțiva membri ai organizației noastre care au făcut campanie pentru alt partid. Și așa cum statutul ne obligă pe fiecare din membrii partidului să respectăm atât obligațiile, cât și să uzăm de drepturile pe care ne le conferă statutul și calitatea de membru în partid, am considerat și s-a luat în discuție această abatere gravă de la prevederile statutare de a face campanie pentru alt partid, al câtorva membri. Astfel am procedat la aplicarea acestei sancțiuni de excludere. Și dacă îmi permite să și enumăr membrii care au fost excluși. Este vorba despre, și specific aici, că aveau calitate de simpli membri aceste persoane. Este vorba despre domnul Orban Viorel, de doamna Preda Luminița, de domnul slujitor Șerban și de domnul Drăghici Nicolae. Aceștia fiind simpli membri, conform statutului, au fost un vot secret al biroului și au fost votați în unanimitate pentru excludere. O a doua situație am întâmpinat, și aici aș vrea să fac un pic, să mă refer la situația de excludere a domnului viceprimar Ștefan Torcărescu. Ulterior acestei ședințe au mai avut loc două întâlniri, atât în cadrul grupului de consilier local, cât și în cadrul unui comitet executiv. Și printre alte discuții a fost s-a avut în vedere și activitatea mai multor membri, dar printre care și a domnului viceprimar
și i s-a adus la cunoștință anumite disfuncționalități, să spunem, în activitatea dumnealui, atât la nivel de administrație locală, cât și activitate politică. Și nu intru aici în amănunte, sunt cunoscute de membrii noștri, de forurile de statutare. După această campanie electorală, la fel, după fiecare campanie electorală, am desfășurat aceste ședințe de analiză. La fel, săptămâna trecută, în cadrul acestei ședințe de birou, i s-a pus în vedere domnului Ștefan Turcărescu că funcția de viceprimar este o funcție desemnată politic. Oricare din cei, în cazul nostru, 13 consilieri PSD, putem ocupa această funcție. Acum 3 ani a fost desemnat dumnealui, așa cum a amintit domnul primar, pentru a îmbunătăți activitatea echipei. A fost rugat și de toți colegii să facă un pas în spate și să rămână în echipă și să dăm o altă, să spunem, să urce în această poziție alt coleg de-al nostru care va fi desemnat ulterior. După discuții s-a ajuns până la urmă și cred că până la urmă aceasta ar fi fost cea mai corectă soluție din partea domnului Ștefan Turcărescu de a înțelege că rolul într-o echipă este al nostru, al tuturor. Și faptul că la un moment dat o să facem pas în față, susținut de colegi, sau la fel rugat de colegi să facem un pas în spate, rămânând în echipă și aducându-ți contribuția, este unul poate din lucrurile la care toți trebuie să, sau pe care să le avem în vedere. Nu ne-am dorit și nu s-a dorit de nimeni ajungerea la această măsură, să spunem, normală, dar extremă, să spunem, da? Dar statutară în același timp, în cadrul unei organizații, de a proceda la această măsură de excludere a dumneavoastră. Ne-am pe domnul Lucian Plădonescu, noul președinte executiv al organizației municipale. Spun nou pentru că în urma ședinței de birou, dumnealui a fost votat de către colegi să preia această funcție care a devenit vacantă după excluderea domnului Mirel Holban. Mulțumesc, domnule primar. Vreau să vă spun că pentru membrii cu funcții de conducere, decizia exclude decizia de către Comitetul Executiv Județean, iar procedura în cazul excluderii domnului viceprimar a fost următoarea. Biroul politic al organizației Râmnicu Sărat a propus excluderea domnului viceprimar cu 17 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Această propunere a fost validată de către Comitetul Executiv Județean cu o singură abținere. Urmează acum ca doamna prefect să emită ordinul privind constatarea încetării calității de consilier local al domnului viceprimar și, de asemenea, Consiliul Local va lua act de încetarea mandatului și de vacantarea acestui mandat de consilier local. Ulterior, PSD va propune numele unui supleant din lista candidaților la Consiliul Local din alegerile din 2016 și acest mandat urmează a fi validat de către Consiliul Local. În ce privește funcția de vicepreședinte, așa cum spunea și colegul meu, domnul Florian, aceasta va fi ocupată de unul dintre consilierii PSD în urma votului ce se va exprima în Consiliul Local. Probabil acest aspect se va rezolva în ședința din luna iulie 2019. Cam acestea sunt aspectele de ordine procedural privind această expunere.